Deci îmi pare rău că v-am făcut să așteptați atât. Făcut contractul, după cum n-am înțeles. Nu sunt tinisca din fire, deci nu o să vă întreb pentru ce e. Să întreții o femeie frumoasă costă bani. Semnați și mie acolo. Mă bucur să ajut pe cineva. Am avut noroc că am pus ceva bani deoparte. De ce să nu dau și la alții? Da, da, nu-i dați de tot. Trebuie să vii de înapoi. Ușoară, cum de tot. Nimic nu e pe gratis. Îi ajut și eu când am nevoie. Păi și ce se întâmplă dacă nu vii pot restitui? Atunci îi bate Dumnezeu. Până intră în spital. Ok, mai am o singură întrebare. Sigur. Ce se întâmplă dacă întârziem cu a doua rată? Nimic grav, domnule Brădișteanu, nu e nicio problemă. Doar crește dobânda cu 10%. Scrie acolo. Ok. Vlad, nu suntem atât de disperați. Hai, trebuie să plecăm. Hai. A, deci aici cântă găina. Păi grăbiți-vă atunci, domnule. Poate vă pune să faceți și ouă.